2020 a fost un an plin de provocări din punct de vedere profesional, cu mult efort și stres. Pandemia i-a făcut pe constanțeni să își reevalueze situația profesională și să aibă în vedere găsirea unui alt loc de muncă. Toată viața este o încercare. Mai schimb meseria dacă nu mai sunt bani, nu mai sunt resursele financiare. Normal, te repliezi, te conversia forței de muncă. Asta este. Legea junglei este. Mai mult de jumătate, mai exact 54% dintre românii care au participat la acest sondaj spun că se gândesc să-și schimbe locul de muncă în acest an. Ba chiar 28% dintre ei au făcut deja pași în direcția aceasta. Principalul criteriu de căutare al unui job este remunerația. Astfel, 39% dintre românii caută un salariu mai mare, iar 29% caută noi provocări în carieră. Haideți să fim realiști. Nu? Toți plecăm de acasă nu pentru niște bani. Asta este, cam asta e adevărul. Chiar dacă vrem să-l spunem, chiar dacă nu vrem să-l spunem, cam asta este adevărul, da. Și atunci, având în vedere pandemia, da, anul greu care a fost anul trecut și încă nu s-a terminat, te pune așa un pic pe gânduri, dacă se închid din alte instituții. Sunt și constanțeni care au în plan să-și schimbe locul de muncă dinainte de pandemie. Le este teamă însă. Te-ai gândit vreodată să-ți schimbi locul de muncă? Da. Dar în situația asta care este acum unde? Cu pandemia asta ce? Spune și dumneavoastră. În situația care e cu pandemia acum, unde? Spune și dumneavoastră, murim de foame în casă, nu avem ce să facem. Cele mai căutate domenii în această perioadă sunt specializările care nu necesită practică și nici cursuri de pregătire, spun reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Vom continua cu meserii specifice domeniilor cheie din județul nostru. Mă refer aici la servicii în domeniul turismului, da, și la partea de construcții, pe partea de sudori, lăcătuși, cam ceea ce se caută, zidari, zugravi, da, și alte calificări sau recalificări, specializări care nu necesită practică efectivă, da, pentru că și condițiile de organizare a acestor cursuri trebuie să fie un pic restrictive, ținând cont de ceea ce se întâmplă la nivel național. Sondajul a fost realizat de platforma de recrutare online Best Jobs și a fost efectuat pe un eșantion de 1171 de utilizatori de internet.